Transparența decizională în activitatea întreprinderilor de stat este o metodă excelentă de a ține la curent cetățenii despre activitatea desfășurată de autorități în diferite domenii. La acest capitol însă există lacune în municipiul Bălți. Cetățenii se arată nemulțumiți de faptul că autoritățile nu activează transparent, iar vocile lor nu sunt auzite. Dorim ca să avem o posibilitate să vorbim cu cei care sunt în funcții și sunt responsabili de aceste probleme care le are orașul. Astfel, transparența decizională lipsește în activitatea mai multor întreprinderi municipale potrivit cetățenilor. Întreprinderea municipală Spații Verzi nu a publicat raportul financiar din anul 2018. Сегодня начался он 1 февраля, и он еще не окончен. Нас проверяют 18 и 19 год. Мы ждем результатов аудита, и как только будет готов акт, мы его обязательно публикуем. Acuzată a fost de iresponsabilitate că nu activează transparent și administrația întreprinderii municipale Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți. Dacă aveți nevoie de o informație, de dezvăluire, Direcția Întreprinderea DRCD Bălți, deci noi avem un CTO care acum de-abia a început să lucrez, deoarece până acum nu am avut așa ceva. O să mai fie informație, acum e abia în lucru tot acest fapt. Dar sperăm că de grabă o să fie tot mai multă și mai multă informație. Nu dovedim pur și simplu, deoarece ne ocupăm paralel cu aceasta. Nu avem persoane aparte, responsabile de mass media. Toate rapoartele financiare au fost plasate până acum pe CTO-ul primăriei Bălți, deoarece noi nu am avut CTO-ul nostru. Unii consilieri municipali s-au expus în acest sens și au relatat următoarele. Doamna jurnalist, vă spun în felul următor. În calitate de consilier municipal, probabil am depus cele mai multe interpelări și demersuri către administrația publică locală pentru că îmi este îngrădit accesul direct, așa precum prevede legea cu privire la statutul alesului local. Domniile lor decid să o fac într-un mod de control total asupra tuturor informațiilor, ca nu cumva careva informații care nu sunt dorite să fie oferite aleșilor locali, să nu fie oferite. Exact presupun că astfel de informații nu sunt oferite și către alți cetățeni care arată interes către activitatea primăriei municipiului Bălți. Conform studiului realizat de IDES Viitorul, care a monitorizat transparența activității APL pentru anul 2019, municipiul Bălți, la capitolul Investițiile, întreprinderile municipale și participarea în societățile comerciale, a acumulat 0%.